România vrea să cumpere noi vehicule grele de luptă. Țara noastră urmează să anunțe o licitație în valoare de peste 3 miliarde de euro. Mai multe mari companii se bat acum pentru a prinde contractul uriaș. Sângeros la graniță, România încearcă să se doteze cu vehicule grele de luptă. Prima etapă a programului de 3 miliarde de euro ar urma să include importarea blindatelor, urmată de transferul de tehnologie către industria românească de apărare și, ulterior, de producția de vehicule blindate în România. Potrivit unor surse citate de jurnaliștii de la Adevărul, trei mari producători mondiali de armament vor concura pentru contractul în valoare de 3 miliarde de euro. Primul nume de pe listă este un vehicul blindat de luptă de la General Dynamics European Land Systems. Acesta cântărește până la 28 de tone și poate fi echipat cu diverse sisteme de armament, module operate de la distanță sau turele în funcție de nevoile clienților. Un alt vehicul care ar putea fi achiziționat este Redback, fabricat de o companie sud-coreeană. Acesta dispune de o serie de tehnologii de ultima generație și inovatoare, cum ar fi șeniilele din cauciuc compozit, sistemul de protecție activă Iron First și sistemul de conștientizare a situației montat pe cască Iron Vision. Și germanii de la Heimental încearcă să ne vândă vehiculul Lynx, folosit deja în Australia, Cehia și Statele Unite. La rândul ei, Ungaria a semnat în 2020 un contract pentru 218 de vehicule de acest tip. Etapa a doua a proiectului prevede achiziția 52 de mașini de luptă în valoare de 450 de milioane de euro.